Iar ceea ce aș vrea să ghiciți din partea cui, dacă aveți idee cine putea să ne trimită, cine credeți că a complotat? Nu știu. Soția. Nu soția, o să aflați puțin mai târziu. Haideți să vă gândesc adevărul. Este soția acasă? Da. Cuțelul de flori era pentru doamnă. Bună ziua, doamna Ela. Aveți o dedicație muzicală din partea lor. Asta a fost așa ca indiciu. Poate vă dați seama cine ne-a trimis a dumneavoastră astăzi. Fila. Și Fila. Cineva să-l pui cu inima, măi Doamne. Au să-i pui cum am pus și eu, când așa și la jumea, dar lume, lume. Ca niște părinți? Da, ne mândrim cu ei. Și cu dumneavoastră, cu siguranță. Bineînțeles. Noi mai avem o mică surpriză, un mesaj frumos din partea lor și o să vi-l citesc. Dragul nostru Naș, ești tatăl nostru în fața lui Dumnezeu. Te felicit cu ocazia zilei tale de naștere. Îți dorim stele multe pe cerul vieții, să ții în mâini pasărea fericirii, alături de familia ta frumoasă, să ai parte de liniște sufletească și să te atingi toate scopurile în viață alături de nășica noastră frumoasă și de fetele voastre frumoase. Pentru noi, sunteți părinții noștri spirituali. Vă mulțumim, ție și nașii, că ați fost alături de noi în cele mai dificile momente din viața noastră. Nu există cuvinte care să exprime cât de mult însemnați pentru noi. Vă iubim mult, cu drag, de la Fini Gabriela și Claudiu. La mulți ani și din partea noastră, să fiți sănătoși, să vă bucurați de toți oamenii ăștia dragi. Dacă doriți să le transmiteți ceva opiniilor, sunt că tot sunt de față. Și tot ce-și doresc să se îndeplinească. Doamne ajută! Îți doresc sănătate și tot ce-ți dorește ei pe viitor să-i dea din bunul Dumnezeu să împlinească. În rest, de la Dumnezeu pentru toate. Așa este. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Că ați venit la noi!